Bună ziua! Dacă săptămâna trecută a fost despre Digital Divas, premii, Get Ready With Me și multe, multe emoții care au venit la pachet și multă iubire după, săptămâna asta vreau să vorbim despre job, despre bani, despre cum arată o zi din viața mea, despre ce muncesc, despre ce iubesc, pentru că pe lângă partea asta de YouTube, care este un hobby pentru mine, eu am un job care mi-ocupă mintea și credeți-mă pe cuvânt că motivul pentru care nu am renunțat la job ca să mă ocup strict de YouTube, cum se întâmplă în 99% dintre cazuri, a fost tocmai pentru că apreciez ceea ce fac și mi se pare că rămân ancorată în povestea asta, în așa fel încât să văd influencereala din două perspective. Din perspectiva omului care creează conținut pe social media, dar și din prisma omului care critică, aș putea spune, un om care validează conținutul pe care îl vedeți pe social media și un om care are legătură în permanență cu oamenii care creează conținut. O să înțelegeți despre ce este vorba, dar am zis că pentru săptămâna asta chiar vreau să ating acest subiect pentru că 99% dintre comentarii au fost extraordinare, dar evident că au fost și acele comentarii de hate în care oamenii mi-au spus: hei, tu nu meritai aceste premii tocmai pentru că nu ești suficient de activ aici pe social media. Și cumva am stat așa puțin să mă gândesc, ok, oamenii au impresia că eu nu postez tocmai pentru că nu vreau. Nu. Vreau să lămuresc o dată și subiectul acesta. Eu nu postez și când lipsesc, lipsesc tocmai pentru că sunt până peste cap cu treabă, tocmai pentru că deadline-urile sunt atunci fix când trebuie să postez eu și ținând cont că eu mi-iau banii de undeva și sunt plătită de cineva ca să-mi fac treaba, să fiu profesionistă, eu nu am cum să-i spun unui om, știți, eu am de postat un video pe YouTube, deși oamenii cu care lucrez eu și cu care mă conversez pe mail-uri, evident că știu că eu am cont de YouTube, mă urmăresc, mi-au dat follow, subscribe, m-au votat și au exprimat felicitările pe e-mail, ceea ce pentru mine este fabulos, pentru că în stăicuț există două personalități și poate din când în când v-ați dat seama de asta. Este acea personalitate care vrea să se exprime aici pe YouTube, care vă arată toată viața ei de dimineață până seara, dar există și acea stăicuț care se trezește, care este foarte organizată, care știe că are de bifat asta și asta și asta și care știe să se țină de deadline-uri. Și asta este motivul pentru care din când în când absentez pe YouTube, dar nu vreți să știți ce stări din astea de antrânta și stări de frustrare există în mine tocmai pentru că nu pot să le fac pe toate. Dacă aș avea pe cineva, măcar așa din când în când să mă ajute pe partea asta de edit, probabil că mi-ar fi mult mai ușor, dar când le faci tu singură pe toate, adică ai un canal de YouTube, ai un cont de Instagram în care doar tu deții monopolul, și la job tot tu deții monopolul pentru că doar tu ești acolo cu ideile tale, ei bine, cred că trebuie să te împarți și de multe ori trebuie să mă împart și să țin cu jobul, tocmai pentru că m-am spus, jobul este cel care îmi asigură cumva partea asta financiară, mă ajută să trăiesc, mă ajută să îmi cumpăr hainele pe care vi le arăt aici pe YouTube și mă ajută până la urmă să îmi plătesc facturile, chiar și cele care au legătură cu YouTube-ul, pentru că YouTube-ul este despre multe facturi, chiar dacă în prima fază nu se vede, sunt facturi care țin de plata melodiilor, copyright-ului, anumite programe de edit trebuie plătite și așa mai departe, dar ce vreau să subliniez, lăsând la o parte banii, este că îmi doresc să am un job care să-mi permită cu lejeritate să îmi cumpăr și aia, și aia și cealaltă și să nu fiu constrânsă dacă am un proiect în luna respectivă sau nu am. Ceea ce înseamnă că tot ce câștig eu și este super puțin din contractele pe care le am eu, ar fi ceva bonus în așa fel încât poate din când în când să îmi permit o vacanță o dată de două ori pe an pe lângă jobul pe care le-am eu. Iar acum că v-am pus la curent cu toate facturile, cred că cel mai firesc ar fi să vă spun ce lucrez, pentru că de acolo vor fi declinate toate întrebările pe care am reușit să le strâng pe Instagram Stories zilele trecute. Atunci când v-am spus că am plecat de acasă la 6:30, am ajuns acasă după job undeva pe la vreo 10 și efectiv eram ceva de genul, ok, eu cum mai am timp și de aia și de aia și de aia, sunt unele zile atât de pline încât trebuie să mă credeți pe cuvânt că ceea ce
pot să postez eu pe social media este o cană cu cafea și nu o fac din rea intenție, ci pur și simplu că sunt depășită de situație. Așadar, când vedeți o cană de cafea și cam atât pe social media, înseamnă că este doar despre acea cană de cafea în ziua respectivă. Și pentru că s-au strâns câteva întrebări, eu zic să începem, dar cred că înainte de toate ar trebui să menționez ce lucrez eu. Pentru că v-am dat un teaser mai devreme, dar nu v-am spus cu subiect, ci predicat. Practic, sunt un om care face PR. Sunt un PR specialist într-o agenție de publicitate. Toată agenția este structurată pe mai multe departamente: health, tech, divertisment, lifestyle, sport, iar stăicuța voastră este în departamentul de health, în departamentul de sănătate. Și spun health în engleză tocmai pentru că noi așa facem referire la departamentul nostru. Suntem departamentul de health, nu că aș vrea să o englezesc eu comunicarea. Așadar, hai să începem cu întrebările primite. Cred că a fost o introducere foarte lungă, dar simțeam așa nevoia de un context, în așa fel încât să înțelegeți mai bine ce urmează să auziți și să descriu în minutele următoare. Te mulțumește ceea ce faci în plan profesional, care este domeniul jobului. Lucrez în PR, după cum spuneam mai devreme, și mă mulțumește teribil ceea ce fac. Mi se pare că în fiecare zi este despre altceva. Domeniul acesta al sănătății este unul care impune și îți impune în fiecare zi să citești. Nu este atât de ușor precum îmi imaginam, dar e bine că am reușit să mă dezvolt, am reușit să cunosc niște oameni, am reușit să-mi dau seama cum gândesc ei, în așa fel încât eu, dacă aș fi în postura lor, să știu ce decizii să iau. Chiar sunt foarte mulțumită. Cauți validare, aprecieri și ce faci dacă nu le primești? Oh, am fost acolo, tocmai de asta vreau să ating puțin acest subiect. Mi se pare că indiferent cât de mult te ai da peste cap și ai sta în fața laptopului și ți-ai distruge viața personală, păi, dacă există cineva care nu crede în tine, poți să faci tu lucrurile cele mai mișto. Nu o să crești la jobul respectiv, iar sfatul meu este să pleci pentru că este un mediu toxic. Pentru mine, mult timp a fost așa despre asta, despre asta pe gânduri, oare e bine, oare ce o să fie. Într-adevăr, după ce pleci și ieși din zona ta de confort, acolo unde ți-e bine, unde știi că tu câștigi salariul respectiv, este destul de greu să schimbi domeniul sau poate să mergi la un alt angajator, pentru că nu știi ce vei găsi, dar de multe ori cred că vei găsi mult mai bine decât a fost înainte. Cum gestionezi stresul? Asta este o întrebare la care o să-ți răspundă o persoană stresată de dimineața până seara, tocmai pentru că am foarte multă treabă și există mult volum de muncă. Încerc să nu mă stresez, dar efectiv nu îmi iese, iar dacă este un proiect nou pe care trebuie să-l fac cap-coadă, este cu atât mai mult stres în mintea mea și au fost anumite momente anul acesta în care cred că am cunoscut pentru prima dată ce înseamnă un atac de panică, tocmai pentru că trecusem cu bine peste perioada pe care o consideram eu stresantă și știam că există nevoie de implicarea mea acolo, nu v-am vorbit niciodată despre asta, și după ce am bifat task-ul respectiv, după ce am bifat ce aveam de făcut la job, am simțit cum mă ia, așa, fără să mă anunțe, anxietatea și toate stările proaste și cu greu, cred că mi-a luat vreo 2 săptămâni cât să-mi dau seama că viața mea este frumoasă, că trebuie să le fac pe rând și că este bine să prioritizez. Următoarea întrebare. Care sunt lucrurile care te fac fericită la jobul tău? Ce anume nu-ți place la jobul tău? Ce nu-mi place? Nu-mi place că sunt stresată, nu-mi place că uneori nu știu cum să gestionez o stare de spirit, o stare de anxietate înainte de un proiect nou. Până îmi dau eu seama și până mi-așez eu ideile aici în cap, am un stres pe care nu pot să îl controlez. Asta este ceea ce nu-mi place. Și care sunt lucrurile care te fac fericită la jobul tău? Că am acces la niște oameni care sunt mult mai buni decât mine și pentru mine este foarte important să am lideri în jurul meu. Și cred că stăicuța voastră este mult mai bună din punct de vedere profesional față de un an în urmă când am intrat în agenția asta de PR. Și să știți că ce fac eu
14 ore pe zi la muncă, mă ajută într-un fel și în viața asta de pe internet pe care o știți și o afișez aici. O să ajungem. Să vedem dacă mai sunt alte întrebări. Să știți că eu chiar le-am luat în ordinea în care au venit. Este pentru prima dată când răspund acestor întrebări fără să le organizez înainte. Mi s-a părut că e mai bine așa să stăm relaxate ca fetele și să vedem ce curiozități ați avut. Mergem mai departe. Cum ți-ai dat seama care este jobul ideal pentru tine? Mulți tineri nu știu încotro să se îndrepte. Asta este o chestie pe care cu greu am realizat-o. Țin minte că acum 4-5 ani, în momentul în care voiam să îmi schimb jobul, nu știam la ce să aplic, pentru că nu-mi dădeam seama ce îmi place, la ce sunt bună. Și e clar că atunci când aplici pentru ceva, tu trebuie să-ți faci o prezentare, să pui în CV că ai făcut aia. Atunci când făceam CV-ul, mi-am dat seama că eu nu știu spre ce să mă îndrept, nu știu care sunt calitățile mele, nu știu pe ce să mă bazez în momentul în care cineva mă întreabă la ce ești tu bună. Pentru că e clar, atunci când treci prin niște interviuri, oamenii vor să știe, păi, tu ai aplicat aici, dar tu ce știi să faci? Care este calitatea ta? Ce plus valoare aduci tu în companie? Ei, câțiva ani mai târziu mi-am dat seama și e clar, PR-ul este ceva care mă pasionează, mi se pare că este antrenant, mi se pare că mi se potrivește, se potrivește și cu ce am învățat, pentru că eu am terminat științele comunicării și da, chiar îmi place mult PR-ul. În ce măsură te-au ajutat studiile făcute în carieră și în ce măsură a contat experiența? Păi studiile au legătură cu științele comunicării. Eu am terminat jurnalismul, știți, v-am mai povestit despre treaba asta, am lucrat 5 ani sau 7 ani în televiziune, iar după m-am îndreptat spre PR. Înainte de a face PR, am fost tot într-o agenție, dar care se ocupa cu organizarea evenimentelor și cred că m-a ajutat și mă ajută și în prezent tot ce a însemnat jurnalismul pentru mine și experiența mea de pe teren și de pe TV în am construi subiectele sau comunicatele de presă sau articolele sau briefurile pentru jurnaliști sau pentru influencers, pentru că lucrez și cu influencers și cu jurnaliști, în așa fel încât să înțeleg care este punctul de focus, ce aș putea să scot mai bun dintr-un anumit subiect, chiar dacă vine din partea unui brand. E greu, cred, de înțeles, dar probabil dacă aș vorbi cu un exemplu concret, ar fi mult mai ușor. Cum te concentrezi când ai zile mai rele și ce te menține motivată? Ei bine, nu cred că am mai avut de mult o zi proastă, ceea ce mă surprinde. În schimb, am zile în care sunt atât de obosită încât nu vreau să mai văd pe nimeni. Trebuie să mă credeți pe cuvânt. Și singura mea concentrare pe parcursul acelei seri, când am terminat totul și sunt ruptă, ostenită toate cele, ei bine, vreau să stau și să mă uit pe Instagram Stories, ce mai vorbesc cu oamenii, să văd, să mai dau un puțin scroll aici pe YouTube, să mă mai uit la un vlog și 5 minute de TikTok. Nu prea mai sunt nemotivată și nu prea mai sunt într-o pasă proastă. Cel puțin pe partea asta sunt chiar ok. Ce faci să nu-ți pierzi motivația la job? Uite ce spuneam mai devreme. Sunt entuziasmată de proiectele care îmi plac și mă concentrez asupra rezultatelor și a felului în care, după ce ai muncit o lună, pentru că, uite, de exemplu, am avut un proiect în vara asta și de asta n-am plecat pe niciunde, vă dau din casă. Proiectul deja s-a încheiat, o să fie, cred că, online la finalul lui septembrie. Poate o să vă povestesc despre el, dar când știu că am muncit și mi-am pus toate gândurile cap la cap și ideile și tot entuziasmul și că o să se întâmple și o să fie online și toată lumea este mulțumită, asta este ceea ce mă motivează, ceea ce mă motivează mai departe. Cât folosești limba engleză la job? Foarte puțin, probabil o oră pe zi din cele 14 ore. Glumesc cu partea asta de 14 ore, evident că sunt unele zile în care stau 8 ore, în funcție de câte pauze mai am, dar
vreau să mă asigur că după ce am închis laptopul într-o zi de luni, toată lumea este mulțumită, toată lumea a rămas acolo cu ceva de la mine și că am bifat tot ceea ce îmi apare pe agenda. Hai să mai vedem ce mai sunt aici. Cred că am vorbit suficient de mult și nu-mi dau seama dacă v-am pierdut interesul sau dacă ar trebui să mai continui. Mai luăm 3 întrebări și am terminat, da? Ce te-a ajutat cel mai tare să crești profesional? Liderii, oamenii pe care îi am în jurul meu, care îmi spun și care îmi explică cum ar trebui să fac anumite lucruri și asta cred că este cel mai important, pentru că dacă voi pleca de aici, voi pleca de la jobul acesta, voi pleca cu mai multe cunoștințe și clar pot să le folosesc mai departe și să le spun și altora despre ele. E ciudat, uite ce m-a ajutat, poate că m-a ajutat foarte mult și să lucrez singură. Sunt anumite proiecte pe care le fac eu singură și sunt anumite proiecte pe care le fac în colaborare cu fetele din departament. Iar asta cu munca de una singură și cu faptul că există responsabilitatea cap-coadă la mine 100%, e ceva care m-a ajutat să cresc și să știți că față de jobul anterior, responsabilitatea asta nu era 100% la mine. Ceea ce la un moment dat trebuie să recunosc că mă făcea pe locuri nu atât de implicată. Ești mulțumită de salariu? Întotdeauna se poate mai bine, aș zice. Eu sunt mulțumită de salariu, sunt mulțumită că îmi permite să mă plimb stânga-dreapta și sunt mulțumită că îmi alimentează toată pasiunea asta cu YouTube și pot să cumpăr chestii și pot să vă arăt chestii după cum spuneam la început. Vizitez locuri noi prin intermediul jobului. Dacă un spital nou sau dacă un departament nou sau dacă văd anumite tehnologii înseamnă că vizitez locuri noi, a zice că da, dar nu plec în deplasări și mai mult lucrez din București. Poți lucra de acasă? Da, poți să lucrezi de acasă și asta pot să fac tocmai pentru că sunt anumite proiecte pe care, cum spuneam mai devreme, pot să le duc eu cap-coadă, dar dacă aș depinde de altcineva și ar fi în proiect și altcineva în afară de mine și clientul, adică eu clientul însemnând brandul, ar fi sau un reprezentant al brandului, n-aș prea putea să lucrez de acasă, dar de acum 2 săptămâni ne-am întors câteva zile la birou și restul le lucrăm de acasă, dacă pe parcursul verii am lucrat 100% de acasă. Și apropo de lucratul ăsta de acasă, vreau să vă spun ceva foarte interesant. Când am făcut acest Q&A, când v-am întrebat pe Instagram Stories despre ce vreți să vorbim pe YouTube despre job, mai exact, mi-a scris cineva, dar tu ai un job? Wow! Mă rog, nu știu dacă era o chestie răutăcioasă, dar dacă lucrezi de acasă de multe ori, ceilalți au impresia că tu stai degeaba. Nu stau degeaba, nu desfac colete toată ziua, mai spăl din când în când haine în timpul programului, dar în rest nimic în plus, pentru că viața mea este despre sănătate. Chiar m-aș bucura să ne prezinți și partea asta de viața ta, în ce domeniul lucrezi, v-am spus mai devreme, cum a fost la început, foarte greu. Uite, încă 2 întrebări. Cum a fost la început? Apropo de ce vă spuneam eu cu acest confort pe care îl ai în momentul în care există un job de câțiva ani în viața ta, ești deja sigură pe mișcări, știi ce să răspunzi, știi cum să faci față unor încercări, pentru că e clar, sunt încercări. Ce vreau să spun este că după ce te-ai obișnuit mulți ani cu un brand, este foarte greu să treci la un alt brand fără să existe această perioadă de acomodare. Trebuie să înțelegi iarăși cum funcționează, ce gândesc oamenii din brandul respectiv, cum îl comunici, cum îl scrii și așa mai departe. Oh, e destul de greu să ieși din confortul tău și să intri în gura leilor, dar satisfacțiile și faptul că m-am dezvoltat și că sunt mult mai stăpână pe mine în tot felul de situații și pot să controlez anumite momente și aspecte, ceva pentru mine este incredibil. Și o să iau ultima întrebare și am terminat, pentru că deja nu ne mai ajută absolut deloc lumina. Se vede că a venit toamna. Programul de la job îți oferă posibilitatea să pui în balanță și viața personală? Da, clar. Mai sunt multe întrebări, chiar mai sunt. Să-mi spuneți dacă vreți să facem o continuare, o parte a doua, pentru că dacă vreți, aș putea să mă organizez și să filmez pentru lunea viitoare.
partea cealaltă. Îmi ziceți, important este să îmi explicați dorința voastră. Dacă există un echilibru între viață profesională și viață personală, clar, adică iubitul meu mă susține, îmi reproșează anumite lucruri, îmi spune că aia n-ai făcut-o bine, adică ne consultăm mereu și să știți că el lucrează pe alocuri seara mai mult decât mine, dacă programul meu este de dimineață și teoretic ar trebui să se termine la ora 6 jumătate, să zic așa. El pe alocuri mai este la laptop și stă cu laptopul în brațe și la 10 seara. Prin urmare, dacă îl văd pe el că dă mail-uri la 10 seara și își rezolvă problemele la ora aceea, mai deschis și eu și nu pot să mă abțin. Îmi place atât de mult ce fac și cum mă raportez eu la meseria mea și la jobul meu de fiar și așa mai departe, încât mi se pare fantastic că există putere. Chiar dacă astăzi ai terminat la ora 6, mâine s-ar putea să termini cu o oră sau cu două ore în plus. Motivația asta pe care o am este foarte greu să o explic. Ori o ai, ori nu ai. Adică motivația asta nu ține de salariu, ține de felul în care te raportezi tu la produsul pe care îl scoți pe piață. Și apropo de scos pe piață, nu știu dacă știți exact la ce mă refer când spun PR. Cu ce se ocupă un om de PR? Ei bine, se ocupă cu scrisul articolelor de presă, cu comunicatele de presă, intermediază legătura dintre jurnaliști și brand, îi pune la curent cu ce vrea să comunice brandul. Practic, sunt interfața dintre brand și jurnaliști, asta pe partea clasică, PR-ul clasic, dar există și acel PR mai puțin clasic când ne sau mă întâlnesc cu influenceri în jobul meu și am lucrat cu destul de mulți influenceri la jobul acesta și înainte și pot să spun că am preferații mei. Când vorbesc de preferații mei, spun ceea ce privește conținutul pe care îl fac ei pentru brandul pentru care lucrez sau pentru brandurile pentru care am lucrat, dar am și oameni care cred că îmi lipsesc din portofoliu, adică nu am lucrat încă cu ei. Cam atât cu PR-ul. Lumina, v-am spus, nu ne mai ajută. E clar, a venit toamna. Îmi spuneți dacă vreți să facem o continuare, pentru că mai sunt destul de multe întrebări și cred că în partea a doua erau întrebările despre vedete, cu cine am lucrat, ce fac eu la ProTV, dacă mă mut la ProTV. Nu. Doar mențin o legătură dintre brand și stația TV, jurnalistul din presă scrisă și așa mai departe, radio respectiv. Sunt multe aspecte care mai pot fi explicate. Eu am încercat cât se poate pe scurt să vă explic tot ce înseamnă jobul meu, dar ce vreau să punctez acum la final este că eu chiar am un job și dacă din când în când absentez, vă implor, nu vă supărați pe mine, pentru că imediat ce mă eliberez, revin la voi. Pupici, pa!